Ei, dragi prieteni, azi vine în fața dumneavoastră cu o mâncare bună, faină și gustoasă și deosebită. Este vorba despre o amestecătură de gusturi, de mirosuri, de ce vreți dumneavoastră acolo. Este vorba de niște ardei umpluți, cu roșii umplute, cu sarmale din varză dulce umplute și fierte toate la un loc. Da, hai încercat, bine? Hai să vă spun că nu mergem mai departe, fără să le mulțumim prietenilor de la Mona Lisa pentru carnea pe care noi am luat-o de la ei, adică am primit-o trei. Carne, am luat pulpă cu grăsime, mi-au măcinat-o acolo în fața mea, am venit acasă și m-am apucat de treabă. Dar în afară de asta găsiți carne gata măcinată, găsiți pulpă, găsiți cotleta, anticot, ceafă, eu știu ce nu mai găsiți, coadă de porc, costiță de porc, coastă de porc, toate le găsiți la prețuri bune, convenabile și proaspete. De asemenea, găsiți mezeluri, găsiți dulciuri, găsiți lactate, găsiți produse pentru vizirea acasă, îngrijire corporală, găsiți pește, înghețată, bere, da, au bere, mamă ce faină, nu o fac ei, bine, bună, vă spun eu. Bun, hai să mergem la masă să vă aducem aici, bun, și să trecem la treabă, fiindcă e un pic de lucru, dar merită efortul, credeți-mă. Pentru rețeta de astăzi avem nevoie, bineînțeles, de ardei, ardei gras, ceapă și nouă și veche, carne de porc măcinată, morcov, piper, niște vegeta și sare, bineînțeles. Mai avem nevoie la sfârșit de niște bulion de roșii, mai avem nevoie de niște frunze de țelină, frunze de pătrunjel, dar toate la rândul lor. Iată cum căpăcesc eu ardeii. Iau ardeiul. Alții am văzut cu cuțite, cu minul, nu. Și cu ajutorul degetului din dotare. Iată, uite așa. Procedez eu cu ei. Și iată cum sunt ardei. Bun. Bea bătrâna. Pe care o toc și pe ea. În acel moment opresc focul, pun orezul, pun frunzele de pătrunjel, un piper, după gust și amestec bine de tot compoziția. Și acum punem carnea, pe care am pus un pic de vegeta, de casă. Bun. Și trecem la umplut ardei. Luăm ardei, îi umplem. Pentru cei cu fițe, uite așa. Da? Bine de tot să ajungă până în capăt, până în vârful ardeiului. Da? Și pentru ăștia alții care nu avem timp de fițe, uite așa. Bine de tot până capăt, în vârf.
ardei un plus de vară. Am terminat cu partea de ardei. O să-i mut. Voi aduceți și niște roșii. Care? Le căpăcesc, uite așa. După care o să iau o linguriță. Tai nervurile. Și voi scoate conținutul din ele. Roșia este goală, pregătită ca să fie umplută, da? Am curățat roșiile și acum o să le umplu și pe ele exact ca pe ardei. Roșia mea umplută. O pun deoparte. Bun, da, mi-a mai rămas compoziție. Ce fac cu ea? Haideți că vă arăt imediat ce facem și cu această compoziție. Aici am niște foi de varză dulce pe care eu am opărit-o. Cu apă, cu sare, cu un pic de oțet, cu foi de dafin, cu un pic de piper și am mai pus acolo câteva bețe de mărar. Da? Și atunci... o să fac și câteva sarmale cu varză dulce. Dacă observați, carnea este foarte puțină, fiindcă vreau să mă bucur de gustul verzei dulce. Deci cam așa arată mâncarea noastră și mergem la ragaz. Păi, dragi prieteni, a trecut cam o oră și jumătate chiar. Am pus ardeii noștri la fiert și hai să vedem ce am obținut. Ce bine arată! Ce arată mâncarea noastră. Eu zic că e super. Ăsta-i sosul. Și ne apucăm și preparăm și un
sos de roșii pe lângă. Una o las cu sos de roșii, una fără sos de roșii. Fiecare cum îi place. Și pun să se tinstuie. Ustură. Doar să se pătrundă făina. Și aici voi pune bulion de roșii. Și zeama în care au fiert ardei. Pun piper. Foi de dafin după gust. Și e un loc de sare. Folosesc vegeta de casă. Gustul este extraordinar. Lăsăm 3 minute cu capac și gata. Aici avem varianta light, adică fără sos. Doar cu zeamă în care o fiert. Asta este rezultatul final al muncii de astăzi. Avem ardei umplut, roșie umplută și varză umplută, că nu pot să le spun sarmale. Simple, fără sos. Aici avem ardei umplut, avem roșie umplută și avem sarmală sau varză umplută. Cu smântână sau cu sos. Hai să tăiem și o bucățică să vedem cum arată. Voilà. Așa arată. Aici. Tem o varză umplută, da? Ia uite-o. Și hai să tem și roșia umplută. Iată și pe aceasta. Eu zic că puterea exemplului este suficientă. Da? Și putem face fel de fel de combinații.
face și așa, da? Cum la fel putem pune un pic de smântână aici. Și ca totul să aibă un aspect și mai frumos, o să fac așa, aici. Niște pătrunjel tocat. Hei, asta a fost pentru astăzi. Nu mă credeți pe cuvânt, nu credeți ce ați văzut, puneți mâna și faceți. Încercați și o să vedeți ce bine o să vă iasă. Dragi prieteni, poftă bună și spor la treabă! Hei, dragi prieteni, asta a fost pentru astăzi. Mi-am dat jos boneta, da? Așa, fiindcă e cald. E foarte cald după ce am pregătit și am trăbăluit atâta. Păi ce mare lucru, frate, să fierbe oale și în oala aia să găsești și ardei, să găsești și roșii, să găsești și sarmale, toate umplute și toate dechisite și care au un gust nemaipomenit. Ce fain miroase bucătăria mea de acasă și nu deschid ușa că s-ar vecinii. Ce-am pregătit eu astăzi? O cratiță cu umplute, cu ardei umpluți, cu sarmale, cu varză dulce. Toate pregătite cu carne de la Mona Lisa, carne proaspătă pe care eu am măcinat-o acolo la magazin. La o mașină mare, cât vrei? 15 kg. Șați, ce le-am mâncat acolo, și gata, s-a terminat cu carne. Noi ne vedem săptămâna viitoare, dar nu închei fără să le mulțumesc prietenilor de la Mona Lisa pentru carne oferită, să nu uitați că au în magazin tot ce vreți, începând de la mezeluri, carne proaspătă, lactate, dulciuri, cafea, pește, băuturi de toate felurile, bere, multă bere, de toate felurile, da, rece bere și ce mai au? Cam bască și brăcoritoare, tot ce vreți, mergeți acolo și găsiți și întrebați fetele vă oferă. Și mai ales produse faine, fără conservanți. În ziua de azi e ceva fără conservanți. Adică să iei un crembuș pe care dacă l-ai mâncat după 2 sau 3 zile, trebuie să-l dai deoparte, fiindcă l-am mutat pe acolo, prin frigider, știm că toată lumea facem chestiile astea, e mare lucru. Am văzut, nu spun de unde, crembuș uitat în frigider de mine, vă dau cuvântul meu de onoare că nu știam ce e de fapt după ce l-am găsit după câteva zile pe acolo. Bă, frate, ciofi. Ce o fi asta? Morcov uscat, o bucată de coadă de mătură, coadă de lingură de lemn, ce o fi? Când încolo, frate, era un cremuș. Nu spun de la cine e cremuș. I-a încercat la Mona Lisa să vedeți ce fain e cremuș. Unde rețeta se respectă și se face așa cum trebuie. Hai, ne vedem săptămâna viitoare. V-am pupat, rămâneți sănătoși. Ciao, ciao!